Bună seara, doamnelor, domnilor! Sunt Elena Guțu, urmăriți emisiunea Obiectiv Comun. Dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova presupune implicit dezvoltarea armonioasă a tuturor regiunilor țării, din punct de vedere economic, social, dar și cultural. Cum poate fi realizat acest lucru, ne întrebăm. Recent a fost aprobată Strategia Națională pentru Dezvoltare Regională pentru anii 2022-2028, care prevede susținerea zonelor defavorizate și creșterea competitivității între regiuni. Printre direcțiile prioritare ale strategiei se numără dezvoltarea social-economică echilibrată în toate zonele țării și implementarea eficientă a politicilor naționale de dezvoltare regională. Cât de mult răspunde documentul necesităților și priorităților actuale, care este viziunea apeleurilor și cum va fi schimbată sau reorientată paradigma dezvoltării regionale, vă invităm să discutăm astăzi în cadrul emisiunii. Fiți alături! În fiecare localitate, oamenii așteaptă rezultate concrete de la cei pe care i-au ales să le conducă localitatea. Aceste rezultate le pot oferi doar autorități ale administrației publice locale eficiente. Eu cred că în fiecare localitate, oamenii au nevoie de două lucruri importante. Locuri de muncă, locuri de muncă bine plătite, și servicii publice de calitate. Și aici trebuie să spunem foarte deschis că dincolo de orașele mari, avem puține localități în țară care au reușit să asigure locuri de muncă prin dezvoltarea afacerilor. Bineînțeles că condițiile sunt diferite de la localitate la localitate. Unele sunt amplasate geografic mai avantajos decât altele. De asemenea, economia de scală face diferența, dar în toate este nevoie de locuri de muncă și respectiv de crearea condițiilor pentru dezvoltare economică. Și oricât de dificil ar fi, trebuie să ne asigurăm că acest obiectiv, obiectivul creării locurilor de muncă, este asigurat în fiecare localitate din țară. Lucru cu autoritățile publice locale este un efort continuu și comun de îmbunătățire a administrației publice locale, de creștere a autonomiei locale, a capacităților primăriilor, a gamei și calității serviciilor pe care le prestăm populației. Orice reformă, în opinia mea, trebuie să pornească de la întrebarea cum această reformă îmbunătățește viața cetățenilor. Eforturile pe care le întreprinde acum guvernul pentru a îmbunătăți eficiența administrațiilor locale le-aș grupa în trei direcții. Prima direcție este creșterea autonomiei locale. Prin asta văd în primul rând creșterea fondurilor gestionate de primării, ceea ce duce la o creștere reală a capacităților primăriilor. După cum știți, în perioada în care am fost ministra a finanțelor în guvernul Maia Sandu, am promovat politica prin care impozitele pe venit pentru persoanele fizice rămân la primării, ceea ce a crescut bugetul primăriilor. Și în noua guvernare am luat decizii care duc la creșterea bugetelor voastre, în special până acum este vorba despre bugetele pentru reparația drumurilor. Cred că din acest an o să simțiți că aveți și mai multe oportunități de a obține finanțare pentru proiectele locale. O altă direcție este digitalizarea serviciilor statului. Tehnologia modernă ne oferă o oportunitate unică să mutăm aproape toate interacțiunile cetățeanului cu statul pe mediul online. Asta duce la economie de timp, de bani și de nervi, atât pentru cetățeni cât și pentru autorități. Primăriile rămân fără specialiști. E dezastru. Un specialist îndeplinește atribuțiile pentru trei. În asemenea condiții, ce fel de calitate a actului administrativ poate fi vorba? Noi nu avem specialiști funciari, arhitecturi, economiști, juriști, specialiști în atragerea investițiilor. Cum putem dezvolta localitățile dacă nu avem cei mai importanti specialiști? Legislația e în continuă modificare, atribuții și cerințe față de noi sunt tot mai multe. Și orice organ de control nu ne întreabă, avem specialiști sau nu, dar aplică sancțiuni începând cu contravenționale și până la penale.
Aici apare o altă problemă, direct legată de prima și la fel de dureroasă. Cum îi putem noi atrage și motiva pe acei tineri specialiști cu 5.000 de lei salariu, în condiția în care prețurile cresc continuu, iar cerințele față de ei sunt colosale? De nenumărate ori am bătut alarma, iar Congresul Autorităților Locale din Moldova a venit cu soluții pe termen scurt și mediu, însă spre regret nu am fost auziți. Și asta este grav. Posibil că nu se sesizează pe deplin gravitatea, dar efectele noi le simțim. În curând le va simți întreaga țară. Un subiect important, dar amânat pe parcursul timpului, probabil pentru complexitatea sa și efectele pe care le poate provoca, însă de realizarea acestui proces depinde direct eficiența noastră a tuturor, dar și calitatea serviciilor care sunt prestate cetățenilor. Și aici vorbesc despre reforma administrației publice. Nu mă refer doar la reforma administrativ-teritorială, care este doar o parte a unui proces complex de reformare a instituțiilor publice, astfel încât noi, cei din administrația publică locală, să avem asupra noastră nu doar competențe și sarcini care ne depășesc și care de multe ori revin altor instituții ale statului, dar să dispunem și de instrumentariul necesar pentru realizarea acestor competențe, inclusiv cel financiar și permisiv din punct de vedere juridic. Cred că toți colegii noștri din Congresul Autorităților Locale din Moldova, în mare parte primari, ar vrea să afle care este poziția conducerii țării la acest subiect și ce rol revine în viitor Consiliilor Raionale. Evident, proiectele de dezvoltare sunt foarte importante pentru comunitățile locale, dar este important ca guvernul sau cei care elaborează astfel de programe de dezvoltare să stabilească încă de la început priorități, criterii de selecție, astfel încât încrederea autorităților locale să fie cât mai mare. Pentru că, de multe ori, plecând de la niște intenții foarte bune, se ajunge la politizare sau altfel de discuții. Sigur că și noi în România am avut experiențe diverse vis-a-vis de astfel de programe. Am avut prin 2008 ordonanța 7, care în principal ne ajuta pe alimentări de apă și canalizare, apoi a venit PNDL-ul. Fiecare program a avut caracteristicile lui și este important ca autoritățile locale împreună cu guvernul să stabilească aceste priorități, pornind de la nevoile reale din fiecare comunitate și prin criterii de selecție transparente să fie selectate proiectele care au cel mai mare impact. Reiterăm, creșterea competitivității și a ocupării forței de muncă a regiunilor, dezvoltarea socială-economică echilibrată în toate zonele țării, implementarea eficientă a politicilor naționale de dezvoltare regională, acestea sunt direcțiile cheie ale noii strategii. Le discutăm pe rând cu invitații noștri. Alături de noi sunt doamna Valentina Casian, primar municipiul Strășeni. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și doamna Ana Mardare, secretar de stat, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Bună seara și bine ați revenit! Bună seara! Mulțumim pentru invitație. Așadar, stimate doamne, discutăm despre o nouă strategie națională de dezvoltare regională și prima întrebare ar fi, doamna Mardare, de fapt acest program, acest document vine cu anumite aspecte noi sau poate chiar și cu o paradigmă nouă în cazul dezvoltării regiunilor? Vă rugăm să ne oferiți câteva note. Da, vă mulțumesc pentru întrebare. Într-adevăr, această strategie lansează o nouă etapă a politicii de dezvoltare regională. Este cea de-al patrulea document de planificare strategică. Este un document de planificare strategică pe termen lung. După cum ați văzut, este aliniat la cadrul de politici european și vine cu implementarea unei noi abordări sau unei noi paradigme care a fost consultată pe larg în cadrul Consiliului Național de Dezvoltare de Coordonare a Dezvoltării Regionale. Și aceasta, printre altele, vizează implementarea la unele noi abordări, cum ar fi concentrarea de resurse și intervenții. Implementarea politicii date pe parcursul ultimei perioade a arătat că trebuie să optimizăm modul în care noi alocăm resursele, modul în care noi ne uităm la dezvoltarea regiunilor și modul în care noi coordonăm aceste intervenții atât la nivel central cât și la nivel regional. Și iată, această nouă strategie vine cu o nouă abordare. Privim strategia ca o strategie umbrelă, pentru că ea este intersectorială, ea nu vizează doar un singur sector de dezvoltare. Și ea urmează a fi implementată prin programe operaționale în fiecare dintre regiunile de dezvoltare.
Acest document, de fapt, a fost elaborat și consultat public, cum ați menționat și noastră, la nivelul consiliilor regionale. Și, doamnă Casiană, în acest sens, vă întrebăm care este, de fapt, viziunea primăriilor asupra acestui proiect. Această strategie, acest document este un document foarte important din mai multe puncte de vedere. Dacă să facem o analiză a situației care a existat până la momentul actual, sunt două regiuni, regiunea Centru și Găgăuzia, unde erau concentrate aceste resurse financiare. Regiunea Centru pentru că este Chișinăul, acel pol care absorbea până la momentul actual cele mai multe resurse financiare, dar dacă vorbim și de bunăstare, este un corap de 1 la 5 față de celelalte regiuni din țară, și Găgăuzia respectiv, acolo unde este mai multă autonomie financiară, administrativă, și respectiv situația sau dezvoltarea este cu totul alta. Era o necesitate stringentă de a interveni în acest domeniu și de a veni cu noi prevederi pentru ca să fie o dezvoltare economică echilibrată, să minimizăm din acest flux de forță, de muncă, fie că și intern și extern. Și acest document vine anume ca să atingem acele obiective care au fost trasate, pentru că dezvoltarea fiecărei localități înseamnă că, în primul rând, înseamnă dezvoltare economică, și accentul trebuie să fie pus nu doar pe acei poli de creștere economică, care sunt 6 municipii, cunoaștem că au statut de poli de creștere economică, dar în genere pe toate localitățile, și nu în ultimul rând să fie identificate acele domenii care să fie prioritare pentru finanțare în cadrul programului respectiv. Vorbim într-adevăr despre obiective economice la prima vedere, creșterea produsului regional brut, creșterea volumului de investiții în regiuni, creșterea numărului de întreprinderi cumva. Doamna Mardare, în acest sens, vă întrebăm dacă aceste obiective vin apărat să completeze și acel obiectiv de a echilibra dezvoltarea armonioasă a tuturor regiunilor și de a elimina cumva această discrepanță, de a reduce poate dezechilibrele regionale? Cu siguranță, partea de dezvoltare economică, cum a menționat și doamna primar, este indispensabilă pentru a cumva diminua de discrepanțele de dezvoltare ale regiunilor, dar și la nivel de dezvoltare urban-rural. Pentru că noi, de fapt, implementarea politicii a arătat că componenta de dezvoltare economică este una absolut necesară. Și în această strategie ea se regăsește atât pe obiectivul de competitivitate prin consolidarea acestei rețele de orașe poli de creștere, dar și prin sprijinirea altor centre urbane sau orașe mai mici, cu includerea unei intervenții la nivel de sprijin a mediului de afaceri, crearea locurilor de muncă în regiuni și dezvoltarea, sprijinirea dezvoltării, de fapt, infrastructurii de suport pentru afaceri. Cum vor fi, de fapt, realizate aceste obiective? Ne referim la finanțarea lor. Vorbim despre finanțări din bugetul de stat, bugetele locale, vorbim despre finanțatorii externi. Deci, strategia națională de dezvoltare regională, ziceam că este o strategie umbrelă. Ea, în primul rând, se bazează pe finanțarea din Fondul Național de Dezvoltare Regională, care acum a fost reformat în Fondul Național de Dezvoltare Regională și, regională și locală. Acest fond are continuă să aibă două programe de finanțare. Programul de dezvoltare regională și programul de dezvoltare locală, care vine să completeze dezvoltarea regională prin intervenții la nivel de localități. Programul de dezvoltare regională include trei măsuri mari sau trei domenii mari de intervenție, în cadrul cărora sunt organizate apeluri de propuneri de proiecte. Și noi avem apeluri competitive în cadrul cărora pot participa practic toate instituțiile publice sau autoritățile publice locale de nivel 1 și 2. Și avem apeluri pe listă care vizează intervenții strategice ale statului, care ele de fapt sunt prioritare pentru a sprijini dezvoltarea regiunilor. Și iată, prin aceste intervenții sunt finanțate proiecte care se pliază pe domeniile date de intervenție. Urmează să lansăm și cel de-al doilea program de dezvoltare locală, care va veni să completeze aceste intervenții regionale și să ulterior să sprijine dezvoltarea și a localităților sau să sprijine dezvoltarea la nivel local.
Ce se întâmplă cu celelalte proiecte? Este și o întrebare adresată și anterior în cadrul discuției despre Fondul Național de Dezvoltare Regională. Ce se întâmplă cu proiectele care sunt acum în curs? Ele sunt absorbite de acest fond în totalitate sau... Deci nu, și ca să completez gândul de mai devreme, de fapt, ziceam că e strategie umbrelă. Strategia umbrelă înseamnă și faptul că noi vom coordona activitățile implementate și de alte autorități publice centrale, adică alte ministere și alte strategii. Și asta înseamnă că pe viitor vor mai fi încă finanțate proiecte și în alte domenii de către alte fonduri. De exemplu, Fondul Ecologic va continua să finanțeze anumite tipuri de proiecte, dar nu cele care vizează infrastructura de apă și sanitație. Fondul Național de Dezvoltare Agricolă și Rurală va continua să sprijine, de exemplu, proiecte și intervenții pe dezvoltarea rurală. Și celelalte fonduri care completează sau, adică intervenția nu este la nivel de reducere în totalitate, dar concentrarea resurselor, evităm dublarea finanțărilor pe anumite domenii de intervenții ca să coordonăm mai bine ce finanțăm, unde finanțăm și să prioritizăm intervențiile. Vreau să completez un pic aici. Da, pentru că doamna Mardare a menționat, acest fond poate fi creat atât din sursele naționale cât și sursele externe, dar pot fi și sursele ONG-urilor, pot fi sursele din mediul privat. Deci o practică care acum noi, de fapt, la nivel local deja o aplicăm, implicarea mediului de afaceri în reabilitarea sau valorificarea potențialului economic care există în localitate și reabilitarea infrastructurii, că astăzi nu vine niciun investitor dacă nu este reabilitată infrastructura, da, în regiune. De aceea este foarte important pe partea de implicare a mediului privat în tot ce înseamnă crearea sau reabilitarea acestei infrastructuri pentru ca localitatea să devină una mai atractivă. Și suplimentar, un compartiment foarte important este și contribuția, pentru că analizând proiectele care au fost implementate anterior, perioada 2016-2020, am văzut că doar 23% sau 26% a fost asigurată contribuția în aceste proiecte. Deci este foarte important ca de acum înainte la implementarea tuturor proiectelor să se țină cont și să se pună accentul pe implicare cetățenească și a mediului privat. Asta este completarea la compartimentul respectiv. Implicarea cetățenească, să le luăm pe rând. Ar fi un exemplu aici, bugetarea participativă? Evident, și noi practicăm, suntem localitate care practicăm bugetare participativă, dar în afară de toate aceste, pentru că noi anul trecut am fost într-un proiect pilot și am început toate documentele sau toate activitățile noastre, ne le-am structurat pe partea de bugetare participativă, cetățenii sau grupurile de cetățeni au posibilitatea acum să depună cereri, sunt apeluri deschise în cadrul primăriilor, autorităților locale, ei depun cereri pentru un anumit domeniu și la fel așa este creată comisia care examinează aceste cereri. Dar dincolo de toate acestea, țin să menționez că în municipiul Strășani, spre exemplu, dar și în alte comunități din cât eu cunosc, toate proiectele care s-au implementat a fost cu contribuția financiară cetățenilor. Deci este o lege. Și dacă anterior, 10 ani în urmă, noi adunam cetățenii și îi convingeam că trebuie să vină cu această contribuție financiară, astăzi cetățenii sunt cei care se grupează și este o inițiativă din partea lor, lucru care este de apreciat, pentru ce le mulțumesc enorm. Cumva s-a schimbat acest vector al polilor și, într-adevăr, este un lucru de apreciat, ar fi un indicator al implicării cetățenilor. Un alt obiectiv enunțat inclusiv în declarațiile de început al acestei emisiuni a fost cel discutat și enunțat de doamna președinte Maia Sandu, creșterea autonomiei locale. Stimate doamne, prin ce politici de fapt o realizăm? Pentru că din nou revenim în nișa bugetelor locale și a infrastructurii regionale, totuși care sunt intențiile și implicațiile strategiei în acest sens? Doamna Mardare. Strategia nu vizează direct acest aspect, pentru că strategia cumva se focusează pe anumite domenii de intervenție care sunt legate de politica de dezvoltare regională. De asta ea nu are intervenții directe pentru a sprijini acest domeniu. Pe de altă parte, componenta asta nu introdusă, care completează dezvoltarea regională prin dezvoltarea locală, va sprijini intervențiile care vor fi direct implementate de către autoritățile publice locale. Și bugetele respective vor fi direct administrate de către primării pentru intervențiile prioritizate de ei la nivel local. Însă ele sunt focusate pe proiecte strategice sau proiecte de investiții, nu sunt direct virate în
bugetele administrațiilor publice locale. Transparența în domeniul gestionării fondurilor publice, doamnă Casian, cu ce provocări de fapt v-ați întâmpinat până la această etapă și ce așteptări ar deschide cumva această nouă etapă care urmează? Așteptările noastre și a cetățenilor sunt de modernizare a actului de guvernare, pentru că la momentul actual, dacă să vorbim despre cele câteva primării care sunt parte a unui proiect pilot, mă refer la digitalizarea activității autorităților publice locale, pe acest lucru trebuie să se extindă pe teritoriul întregii țări și cetățeanul dorește ca să fie cât mai transparentă cheltuirea banului public, cu atât mai mult că el este implicat și cu contribuție financiară în implementarea acestor proiecte. Și cu cât mai mare va fi această transparență, cu atât mai mare va fi implicarea cetățenilor, dar și va crește ulterior încrederea cetățeanului în autorități, indiferent că autorități locale sau autorități centrale. Cetățeanul trebuie să fie implicat din momentul inițial, de la elaborarea politicilor, fie că ele sunt de nivel local, dar el trebuie să le cunoască și pe cele de la nivel național, în procesul de implementare a proiectelor să fie monitorizare și ulterior el vede rezultatul implicării sale. De ce este foarte important acest proces să fie transparentizat în toate comunitățile noastre. Cum asigurăm în formula unicului fond, de fapt, doamna Mărdare? Noi am lansat, sau de fapt urmează să lansăm în cel mai scurt timp o nouă inițiativă care va viza crearea unei platforme pentru cetățeni, pentru a monitoriza proiectele care sunt implementate din fondul respectiv, astfel încât cetățenii să poată să se sesizeze acolo unde văd neregularități, unde văd că se stopează lucrările, unde nu se progresează. Plus la aceasta, pe platforma Ministerului și Agențiilor de Dezvoltare Regională sunt în mod constant plasate informațiile referitor la alocările mijloacelor financiare din fond, pentru ca cetățenii să vadă direct unde merg banii, pe ce tipuri de proiecte, cum a fost concursul organizat și ca să poată interveni, pentru că noi în mod constant primim tot felul de sesizări, petiții vis-a-vis de concursurile care sunt organizate și cetățenii poate să se expună asupra modului în care acestea se desfășoară. Doar am vrut să completez aici că în cadrul proiectelor de bugetare participativă avem și aceste consilii, comitete, în componența cărora intră și cetățenii, reprezentanții structurilor asociative, antreprenorul, reprezentanții primăriei, care verifică, monitorizează implementarea tuturor proiectelor și este îmbucurător faptul și apreciem implicarea lor în acest proces. Cadrul normativ, doamna Mărdare, cadrul normativ, mecanismele de intervenție, de fapt, au fost schimbate în cadrul acestei noi strategii? Cadrul normativ se referă la legile care reglementează fondul respectiv. Strategia este un document de politici. Strategia în sine nu reflectă foarte multe intervenții la nivel de cadru normativ, decât cele care vizează optimizarea proceselor operaționale sau la anumite modificări la nivel instituțional. În ceea ce privește modificarea cadrului normativ, noi chiar recent am avut două legi care prevăd de fapt stabilirea sau reformarea Fondului Național de Dezvoltare Regională și modificarea unor alte acte normative. Și aici s-a intervenit pe modul în care sunt alocate mijloacele din acest fond. Dar ele nu se referă propriu-zis la documentul de planificare strategică. Strategia presupune anumite domenii de intervenție și priorități pentru următoarea perioadă. În Republica Moldova, abordarea despre dezvoltarea regională este inclusiv una fixată și în cadrul acordului de asociere pe care îl are Republica Moldova cu Uniunea Europeană. În acest sens, doamna Mărdare, vă întrebăm dacă inclusiv și în cadrul acestui document s-au făcut anumite obiective, ținând cont de modelele externe sau de modelele europene care ne pot servi drept exemplu? Da, de fapt, politica de dezvoltare regională a fost mereu pleată pe prevederile
politicii de dezvoltare regională la nivel european. Și de asta noi și preluăm practic cele două componente de competitivitate și coeziune care stau la baza politicii și am încercat să aliniem, în primul rând noi am adaptat aceste politici la nivel local, pentru că trebuie să recunoaștem, regiunile noastre de dezvoltare nu corespund regiunilor de dezvoltare la nivelul Uniunii Europene. Plus aceasta, banii pe care noi îi alocăm acestei politici sunt cu totul alții decât să ei se alocă la nivelul Uniunii Europene. De asta intervențiile au fost adaptate la ceea ce putem noi ca țară implementa și interveni și ele au fost ajustate la necesitățile pe care noi le avem pe termen mediu și lung. Aceste regiuni pe care le avem în Republica Moldova, Centru, Nord, Sud și Utah-Găgăuzia, vorbim de fapt despre direcții, aceleași direcții sau în fiecare regiune vor fi cumva dezvoltate direcții diferite? Strategia, de fapt, analizează evoluția fiecărei regiuni de dezvoltare. Dacă ne uităm, fiecare dintre ele variază în dependență de, de exemplu, accesul la anumite tipuri de servicii, dezvoltare economică, demografie. Fiecare dintre prioritățile pe termen lung sunt aceleași, pentru că strategia își propune să contribuie și la strategia națională de dezvoltare 2030. Atunci, noi avem un set de priorități care le preluăm de acolo, dar le adaptăm la necesitățile regiunii, pentru că fiecare regiune are un nivel diferit de conectare la utilități, spre exemplu. Fiecare regiune are o anumită orientare a dezvoltării a activității economice. Și atunci aceeași competitivitate este adaptată la fiecare regiune în parte. Și asta se vede în programele operaționale ale regiunilor, care preiau obiectivele pe termen lung, le adaptează, setează ținte pe termen mediu și își plează proiectele și intervențiile în dependență de aceasta. Avem un model, de fapt avem un exemplu de grație privind dezvoltarea regională, inclusiv pentru mai multe țări din Uniunea Europeană. Vorbim despre comuna Ciugud, județul Alba, România. Ciugudul deține câteva recorduri greu de egalat în mediul rural, dar și urban. Apropo, fiind prima comună cu drumuri agricole asfaltate, cu piste de biciclete, internet în spații publice, iluminat public asigurat cu ajutorul unei eoliene, școală smart, plată online a taxelor și impozitelor, stație de încărcare a mașinilor electrice. Poate continua evident lista, pentru că de câțiva ani și administrația locală încearcă să impună conceptul de smart village la Ciugud și la nivel național în România. Discutăm cu edilul comunei, domnul Gheorghe Damian. Bună seara! Sărbună, bună seara! Domn Damian, de fapt, când vorbim despre exercițiile financiare, care este cea mai eficientă formulă care v-a permis localității dumneavoastră să realizați atâtea proiecte regionale, menționate inclusiv mai sus? Ce fonduri ați reușit să accesați? Fonduri europene, fonduri naționale? Că tot vorbeați dumneavoastră de dezvoltare strategică și de elaborare de strategie, sigur că orice strategie se fundamentează practic pornind de la probleme. Apoi se fundamentează pornind de la potențialul zonei și de la resurse și, bineînțeles, de la nevoile comunității. După care ea se concretizează în proiect de finanțare. Noi la Ciugud am încercat să nu ratăm niciun fond, fie că a fost european, fie că a fost norvegian, fie că a fost fond guvernamental, pentru că până la urma urmei, orice eurocent, orice leu atras este foarte important pentru orice comunitate și duce la rezolvarea unor probleme, dar mai mult decât atât, duce la crearea unor condiții de viață care până la urmă urmei aduce confort în viața noastră a comunității. Și totodată toate astea puse la un loc creează fericire în comunitate, că până la urmă urmei despre asta este vorba. Să ne simțim bine unii cu alții și să ne simțim împliniți prin ceea ce face o administrație publică. Domn Damian, practica de a merge spre proiectele de finanțare împreună, poate cu alte localități, prin regionalizare, este uzuală în România?
Da, este, pentru că noi am început, să zic, prima finanțare europeană, un proiect de 7,5 milioane de euro, alături de comuna noastră vecină Berghin, printr-o asociație intercomunitară de dezvoltare. Și acesta a fost doar începutul. Acum încheiem un alt proiect cu o altă comună vecină, cu Sântimbru, proiect de 4 milioane de euro. Avem creată tot pe principiul acesta al dezvoltării microregionale sau regionale o microregiune formată din 27 de unități administrative de comune și oraș care se întind din județul Alba până în județul Sibiu, cumva reîntregind o regiune geografică numită Țara Secașelor. O altă finanțare europeană care va aduce bani pentru dezvoltarea turismului și pescuitului reunește UAT-urile din stânga și dreapta râului Mureș. Și exemplele pot continua, dar da, sunt perfect de acord, pentru că nu e normal să te dezvolți singur. E foarte important ca orice dezvoltare să facă în corelație cu vecinii din stânga și dreapta. Domn Damian, politica regională a fost una dintre cheile stabilității și prosperității Uniunii Europene. Vă întrebăm ce oportunități a oferit Uniunea Europeană pentru dezvoltare regională, inclusiv în contextul în care în acest an România celebrează 15 ani de integrare în Uniunea Europeană? Păi, răspunsul este foarte simplu. Gândiți-vă că noi, Comuna Ciugut, am atras în această perioadă, și vorbim doar de fonduri europene, suntem undeva la către 40 de milioane de euro, dar să zicem 35 de milioane de euro, ceea ce reprezintă o atracție de 1000 de euro de locuitori. Gândiți-vă că pe lângă acești bani, datorită apartenenței noastre la spațiul european, s-au pus la punct și celelalte finanțări guvernamentale, pentru că eu sunt primar dinainte de a intra România în Uniunea Europeană și știu că accesul la fondurile guvernamentale se făcea și în junglă, pe putere, depinde de partide, de așa mai departe, fără competitivitate, fără alte cele. Ei, fără acești bani, Ciugudul era ca și acum 20 de ani, o comună nefericită cu foarte, foarte multe nevoi și foarte multe probleme. De aceea consider eu că și susțin într-una că frații noștri de peste Prut, adică Republica Moldova, trebuie să devină membra Uniunii Europene pentru a-și câștiga acea șansă de dezvoltare egală cu noi. Ați menționat despre faptul că sunteți primar și până la integrarea României în Uniunea Europeană. Ce pot învăța, domn Damian, de fapt apeleurile, primăriile din Republica Moldova, din experiența dumneavoastră, implicit pentru consolidarea regiunilor, pentru atragerea investițiilor în localitate? În primul rând că ar trebui să gândim strategic și să lăsăm individualismul și invidia deoparte, să gândim strategic în relația cu vecinii noștri și cumva să dezvoltăm proiecte care să aducă plus valoare pentru o regiune și nu pentru o comunitate, pentru că atunci sustenabilitatea investițiilor este cu mult, cu mult mai mare. Și pe de altă parte, trebuie să ne batem cu toții ca Republica Moldova să devină țară membra Uniunii Europene, nu doar pentru alinierea celorlalte instituții publice la standardele europene, ci mai ales pentru accesul la acești bani europeni care nu au culoare politică și care se alocă pe competitivitate și chiar aduc dezvoltare în regiunile unde ajung bani. Domn Damian, mulțumim frumos pentru dialog și intervenție. Toate bune. La revedere. Eu vă mulțumesc, domnule. Doamna Casian, această formulă de a merge pe finanțarea proiectelor împreună în regiuni, cât de uzuală este pentru Republica Moldova și, de fapt, din experiența străinului, în ce regiune este centrul nord, evident, e vorba de centru, cum accesați, mergeți împreună spre proiecte, le aduceți în localitatea dumneavoastră, implicit și în alte localități?
Astăzi, dacă vorbim de dezvoltare regională, evident că o să punem accentul anume pe această colaborare cu alte comunități, dar eu o să revin la acest subiect și prevederile strategiei. Este un compartiment că statele sunt subdezvoltate și țara este subdezvoltată pentru că există această fărâmițare. De fapt, aș spune că a fost o centralizare excesivă a resurselor financiare, ceea ce a stopat, a blocat până la momentul actual dezvoltarea economică a acestor regiuni. Un alt aspect, cele 6 localități, municipii care au statut de pol de creștere. Ne-am dorit foarte mult ca să fie o prevedere în acest document, să vedem cum extindem, pentru că au obținut aceste localități, municipii, statut de orașe poli de creștere în baza unor analize care au fost efectuate în anul 2017, pentru că înainte de adoptarea cadrului legal am participat la consultări publice și am întrebat care au fost criteriile de selectare, pentru că din 2017 până în 2022 este o altă dezvoltare. De exemplu, sub zonele economice libere create, am văzut că în strategie se găsește și acest obiectiv ca să fie dezvoltate în continuare și susținute zonele economice libere și sub zonele inclusive și sub zona din Strășeni. Astăzi noi vedem că este o creștere a producției industriale de la 13% la 19% odată cu crearea acestor zone economice libere. Și o să fac legătură cu autonomia locală și descentralizare. De fapt, este un subiect foarte important. Noi, cei de la nivel local, avem foarte multe competențe, inclusiv pe partea de infrastructură, dar nu avem acoperire financiară. Această colaborare, de fapt, inclusiv și acordurile pe care le avem semnate cu autoritățile locale din România și sprijinul pe care îl avem noi din România, este un beneficiu pentru localitățile noastre. Și încă un compartiment în strategie este prevăzut ce înseamnă regiune. Este prevăzut doar un singur criteriu, 20.000 de locuitori. Dar poate să fie un oraș cu 20.000 de locuitori, de exemplu, cum este Strășeni. Deci trebuie să fie o definiție foarte clară ce înseamnă regiune. Pe partea de competitivitate, ziceam că trebuie să fie făcută o evaluare la nivel național și de identificat anume acele domenii care sunt prioritare de dezvoltat și de finanțat în fiecare regiune. Acest lucru ne-am dorit foarte mult ca să se regăsească în acest document. El trebuie să fie îmbunătățit în continuare și acest lucru poate să se întâmple doar într-o colaborare, o conlucrare strânsă între cei de la nivel local și autoritățile centrale. Care a fost, de fapt, rolul cooperării, inclusiv și transfrontaliere, în reducerea dezechilibrelor regionale și se regăsește, doamna Mardarea, și acest aspect în actuala strategie? Aspectul, da, se regăsește la obiectivul de competitivitate. Este unul dintre intervențiile care sprijină, de fapt, sporirea competitivității economice a regiunilor. Și ca să-mi continuăm gândul, poate referitor la această cooperare între autoritățile publice locale în soluționarea unor probleme comune. Dacă veți vedea, de fapt, strategia de dezvoltare regională vizează mai mult prin intervențiile sale și prin modul cum ea este gândită, sprijinirea autorităților publice locale în a dezvolta în comun anumite tipuri de servicii care nu poate să-și le asume o localitate. O singură localitate. Exact. De asta și proiectele care sunt finanțate, de fapt, și ceea ce menționează doamna primar, proiectele finanțate din programul de dezvoltare regională, ele sunt focusate pe un impact regional, adică de la ele se așteaptă un impact regional. Impactul regional și din practica noastră și din practica europeană este greu de definit. Ceea ce am putut noi propune prin această strategie și prin programul de finanțare sunt două criterii, criteriul de populație și criteriul de teritorialitate. În unele cazuri noi avem localități întinse care se plează pe criteriul de teritorialitate, adică intervenții care vizează mai multe localități, mai multe raioane, sau ele pot viza o populație anumită, pentru ca ele să devină sustenabile. De ce? Pentru că automat, pentru mentenanța și sustenabilitatea serviciilor, noi avem nevoie de utilizatori. De asta, unul dintre criteriile de bază care, de fapt, se regăsește în programele de finanțare pe domeniul dezvoltare regională, vizează și regionalizarea anumitor tipuri de servicii. Pentru că
practica noastră națională a demonstrat că noi suntem foarte vulnerabili, autoritățile publice locale nu își pot permite ca să dezvolte și să mențină anumite tipuri de servicii datorită mijloacelor financiare de care dispun. Ați menționat despre acești doi indicatori, unul dintre ei este depopularea, este într-adevăr o problemă mare a Republicii Moldova, dar și nu doar. Lipsa de specialiști în regiune, lipsa resursei umane, pare că suntem pe cerc, dar totuși, care sunt acei indicatori, doamnă Casian, care îi determină pe tinerile familii și nu doar tineri să revină de obicei în localitate? Evident că trebuie să existe în primul rând toate utilitățile, toată infrastructura. Aici vorbim și de drumuri, vorbim și apă, sanitație, iluminat public stradal, dar și locuri de muncă. Pentru a crea aceste locuri de muncă, evident că noi trebuie să punem accentul și pe valorificarea potențialului economic care există în unele localități. Unde nu, atunci vorbim și despre această cooperare. Deci locurile de muncă și utilitățile sunt cele mai importante criterii care ar face cetățeanul ca să rămână acasă. Și evident salariile care se oferă. Este un subiect foarte important și sensibil pentru țara noastră, pentru comunitățile noastre și noi cei de la nivel local și la nivel central trebuie să depunem un efort colosal la acest subiect. Pentru că migrația este în creștere și am văzut chiar și prevederile acestei strategii care este tendința tinerilor. Dacă 10 ani în urmă aveam 100.000 de studenți, astăzi avem 35.000 de studenți la zi. Deci este în descreștere și situația, dacă nu vom pune accentul anume pe dezvoltarea acestor localități și crearea locurilor de muncă, cei plecați peste hotare nu au cum să revină în localitățile de Bașină. Este foarte important. Centrarea politicilor pe revenirea în regiuni, doamnă Mardare, este și un obiectiv al strategiei? Indirect, pentru că unul dintre obiectivii, cel care vizează competitivitatea regiunilor, vizează și crearea locurilor de muncă. Și ăsta este unul dintre factorii care poate stabiliza procesul migraționist la nivel de regiuni, dar și cel la nivel de migrarea rural-urbană. Și prin crearea de mai multe locuri de muncă la nivel de regiuni, noi am putea cât de cât stabiliza acest proces, pentru că el este de lungă durată și, din păcate, intervențiile, chiar dacă noi începem să implementăm anumite intervenții în acest sens, efectul se va resimți abia pe termen lung. Deci, totuși, o strategie avem. Doamnă Mardare, ce urmează? Vin proiecte de infrastructură. Despre care proiecte vorbim? Inițial vorbim despre aprovizionarea cu apă și canalizare. Care este situația? Noi avem un set de proiecte pe dezvoltare regională. A fost lansat un apel de propuneri de proiecte care vin în sprijinirea strategiei și vom lansa în scurt timp încă un apel de propuneri de proiecte pentru a completa proiectele care au fost deja selectate. Proiectele date vizează anume obiectivele pe care ni le-am propus noi în strategie. Acel de competitivitate pentru a dezvolta economic regiunile și aici vom finanța din surse naționale, dar și din surse externe care vom reuși să le mobilizăm. Anume intervenții și proiecte pentru a sprijini infrastructura de suport pentru afaceri. Și aici ne referim la parcuri industriale, zone economice libere în regiuni, incubatoarele de afaceri sau alte centre de afaceri. Tot aici ne referim la dezvoltarea acestor orașe poli de creștere, dar și a altor centre urbane, pentru că inițial acest program de dezvoltare a orașelor poli de creștere nu prevedea nici intervenții la nivelul orașului Bălți, care este un contrapol de creștere a Chișinăului. Și pentru a valorifica potențialul acestuia, strategia vizează crearea unui nou program care ar veni în sprijinirea și acestui oraș. Plus la aceasta, infrastructura regională pentru a spori coeziunea și a reduce din aceste disparități legate de accesul cetățenilor la utilități este finanțarea acestor proiecte pentru infrastructura regională de aprovizionare cu apă și sanitație. Și aici avem un set complex de acțiuni atât la nivel regional prin dezvoltarea sau construcția de magistrale, dar rețele magistrale, dar și din proiecte locale pentru a dezvolta rețelele interne.
Cu siguranță noi proiectele le vom completa cu cele care vin pe partea asta de dezvoltare locală. Aici necesitățile localităților sunt foarte diferite. De asta noi consultăm acum acest regulament pe dezvoltarea locală pentru a valida cumva prioritățile de localităților și pentru a veni cu măsuri de a completa cele deja identificate pe dezvoltare regională. Cine sunt partenerii Republicii Moldova nemijlocit când vorbim despre acoperirea acestor proiecte? Ar trebui să menționăm un întreg cerc de parteneri de dezvoltare, pentru că, de exemplu, politica de dezvoltare regională a fost sprijinită de mai mulți parteneri. N-aș vrea să omit pe careva, dar ar trebui să menționăm aici că ne-am bucurat de sprijinul Uniunii Europene. Agenția de dezvoltare a Germaniei, Agenția de dezvoltare austriacă a venit cu un aport considerabil aici, dar și alți parteneri de dezvoltare, pentru că acum pe domenii conexe de intervenții, cum ar fi pe apă și sanitație, avem anumiți parteneri care ne sprijină în acest sens. De exemplu, avem proiectul ăsta destul de amplu din partea KfW, Banca Germană pentru Investiții, anume concentrat pe zona centrală a Moldovei pentru aprovizionarea cu apă și sanitație. Și mai sunt parteneri bilaterali, de exemplu, agenții de dezvoltare a anumitor țări, care ne ajută cu anumite tipuri de intervenții la scară mică, dar care sunt și ele considerabile. Doamna Casiana, au capacitatea APL-urile să acceseze toate posibilitățile pe care le oferă aceste finanțări? Evident că în toate aceste proiecte este și parte de contribuție din partea autorităților locale. Chiar și proiectul despre care vorbește doamna Mardare, construcția sistemului sau aducțiunii Chișinău-Strășeni-Călăraș, dar și a sistemului intern în toate localitățile din raioanele Strășeni și Călăraș, este unul cu contribuția financiară și din partea autorităților locale. Anul acesta vor demara chiar și lucrările de construcție. Deja sunt alocate 25 de milioane euro pentru implementarea acestui proiect, inclusiv este și pe partea de consolidare a capacităților. Deci orice proiect, indiferent de sursă, că este de la nivel național sau la nivel central, este cu contribuția financiară și foarte important este să se pună accentul pe sinergizarea de fonduri, pentru că și localitatea noastră face parte din cele care au aplicat și am contat foarte mult ca să nimerim și în acest document unic de program cu proiectele care le avem început încă în anul 2013, dar din cauza că guvernele au fost mai multe și cerințele și poziția și viziunea a fost diferită, acum nu mai cunoaștem care este situația, dar aș pune accentul și pe acest lucru că este o implicare sau contribuția financiară și din partea altă parteneri externi, de exemplu Polonia, și aș pune accentul și pe subiectul de revitalizare urbană în care au fost implicați mii de oameni, sute de ședințe și acest domeniu se regăsea și în procesul când au fost depuse cereri de finanțare pentru a fi selectate proiectele și incluse în documentul unic de program. Deci aici chiar a fost contribuția a cetățenilor, contribuția altor parteneri externi și era foarte bine dacă se ținea cont și de toate aceste activități care au fost întreprinse de autoritățile locale până la momentul adoptării documentului unic de program. Dar dacă spunea doamna Mardare că în continuare se vor fi deschise și alte linii de aplicare, sperăm că și acele localități care au proiecte foarte bune din toate punctele de vedere, eu mă refer și la documentația tehnică existentă, dar și cum au fost prioritizate, care este implicarea cetățenească, care sunt alte surse atrase de autoritățile locale. Dacă se vor pune în capul mesei toate aceste elemente foarte importante, eu sper că vor fi selectate și acele proiecte care nu se regăsesc la moment în documentul unic de program. Ca intenție, intenția Strășenilor, care ar fi proiectele pentru care ați dori să obțineți finanțare? Cel mai important este proiectul de construcție a stației de epurare. Noi lucrăm din anul 2019 cu Agenția Cehă Internațională pentru Dezvoltare și chiar am ajuns la etapa semnării unui memorandum între Primăria Strășeni și Agenția Cehă Internațională. Acum în acest document unic de program se regăsește un proiect privind construcția conductelor de în 7 sate, dar și lucrările de terasament pentru construcția acestei stații de epurare. Spre regret a fost stopată această finanțare.
Motivul a fost instabilitatea politică în țară. Noi acum chiar am făcut o solicitare către autoritățile centrale să intervină pe partea de externe, pentru că este foarte important pentru regiunea centru. Apele reziduale la moment se pompează în râul Bâc și este foarte important, este un proiect de mediu, un proiect la care s-a muncit ani de zile cu documentație tehnică existentă și aici trebuie să fie și o intervenție din partea autorităților centrale în sprijinul celor de la nivel local pentru a implementa acest proiect. Și al doilea proiect, evident că este cel de construcție a complexului sportiv multifuncțional despre care am vorbit, unde avem și alte surse atrase din partea partenerilor externi, dar și ai comunității. Este un proiect care a demarat după adoptarea hotărârii de guvern în anul 2013, prin care a fost schimbată destinația acestui teren în teren pentru construcția complexului sportiv, deci este un obiectiv prioritar a regiunii centru și la care am muncit foarte mult și chiar pe partea de competitivitate. Noi am fost 3 sau 4 localități în țară care am avut elaborată strategie de revitalizare urbană, un proiect pilot cu sprijinul partenerilor din Polonia. Acesta a fost un criteriu foarte important în procesul de aplicare și, spre regret, până la urmă nu s-a ținut cont. Noi trebuie să fim cumva motivați pentru a ne desfășura activitatea noastră. Dar în situația când a întreprins atâtea acțiuni, a implicat atâta lume, a tras atâtea fonduri. Din bugetul local, peste 2 milioane lei sunt cheltuiți bani publici pentru elaborarea studiului de fezabilitate, a documentației tehnice și noi nu avem continuitate. Este regretabil pentru noi ca autoritate care a muncit foarte mult, dar și pentru întreaga comunitate. Și sperăm totuși că se va ține cont, noi vom continua discuțiile și vom încerca să atragem și alte surse financiare pentru a atinge aceste obiective trasate de autoritate și de comunitate în întregime. Suntem la o etapă în care se cer punți, de fapt, între autoritățile publice locale și puterea centrală. Nemijlocit aici mai putem adăuga alți actori, populația, diaspora, partenerii de dezvoltare. Stimate doamne, suntem, de fapt, la finalul acestei emisiuni. Se cer câte o concluzie. Despre obiective am discutat. Care ar fi implicațiile pe viitor ale strategiei, dar și ale apeleurilor pentru a crea aceste punți și pentru a dezvolta regiunile? Doamna Martare. Vă să mă folosesc de acest moment ca să validez ideea care a menționat-o doamna primar mai devreme și să confirm de fapt că noi vom continua să sprijinim proiectele care vin pe aceste priorități de dezvoltare, inclusiv legate de politica de revitalizare urbană, pentru că noi avem mult mai cereri cu mult mai puține decât am vrea să avem. Într-adevăr, Ministerul continuă să aibă o colaborare cu Polișeidu prin intermediul Fundației Solidarity în Moldova și ei au sprijinit o serie de proiecte și vor continua să le sprijine și pe parcurs anului 2022. Noi mizăm foarte mult pe implicarea și autorităților publice locale în inițiativele pe care le avem. Pentru că deși noi vedem tendințele la nivel central, noi vedem tendințele de dezvoltare, noi nu cunoaștem la nivel central care sunt prioritățile localităților. Și aici noi cred că oferim suficient spațiu ca și autoritățile publice centrale să intervină și să vină cu proiecte, să vină cu prioritățile de dezvoltare care le au ei și vom continua să sprijinim astfel de inițiative. Mulțumim, doamna Casian, foarte scurt. Comunicarea între autoritățile locale și autoritățile centrale și cetățenii este cheia succesului. Și noi, acest lucru de fapt s-a demonstrat pe parcursul implementării tuturor proiectelor din comunitatea noastră și sperăm că de acum înainte va exista, se va îmbunătăți acest proces de comunicare care este de fapt spre binele întregii țări. Mulțumim, stimate doamne, pentru această comunicare, pentru deschidere și dialogul avut în această seară. Domnilor, reiterăm, aveți grijă de sănătatea noastră. Mulțumim pentru atenție. Toate bune!